Modalități de identificare a unor texte în Sfânta Scriptură. Disciplina religie, cultul ortodox, clasa a patra. În imagine puteți vedea mai multe cărți. Ce scrie pe ele? Pe unele observăm titlul și autorul, pe altele doar titlul. Unele dintre acestea sunt Biblii. Biblia se mai numește și Sfânta Scriptură și este o colecție de cărți scrise sub inspirația Sfântului Duh. Să învățăm să căutăm un text în Sfânta Scriptură. Varianta 1. Deschidem Sfânta Scriptură, căutăm cuprinsul, căutăm numele cărții în cuprins și aflăm numărul paginii, deschidem cartea la pagina respectivă, căutăm capitolul din carte și apoi versetul sau versetele. Sfânta Scriptură are două părți, Vechiul și Noul Testament. Căutăm cartea dorită în cuprins. Aflăm numărul paginii. Deschidem la pagina respectivă. Fiecare carte este împărțită pe capitole, deci vom căuta capitolul, exact ca în imagine. Fiecare capitol este împărțit pe versete. Privim cu atenție și vom descoperi versetul sau versetele căutate. Să recapitulăm. Din cuprins aflăm la ce pagină găsim cartea, deschidem Sfânta Scriptură la pagina respectivă, căutăm capitolul, apoi în capitol aflăm versetul. Căutați textul de la Luca 18, versetele de la 15 la 17. Verificați dacă ați găsit textul corect. Varianta 2. După ce v-ați obișnuit cu Sfânta Scriptură, puteți găsi citatele mai ușor. Deschideți Sfânta Scriptură, căutați în partea de sus a paginilor numele cărții sau al autorului cărții, căutați numărul capitolului, apoi versetul sau versetele. Să căutăm, de exemplu, Ioan 2, de la 1 la 2. Vom căuta direct în Biblie, în partea de sus a paginii, Ioan 2. Apoi, pe aceeași pagină, căutăm versetul sau versetele dorite. În cazul nostru, ele se găsesc la început de capitol. Descoperiți alături de profesorul vostru învățătura cea frumoasă a Sfintei Scripturi pentru textele de la Coloseni 3:20, Matei 21:22, Iacov 1:5. Verificați-vă dacă ați găsit textul corect. Exersați acasă încă o dată.
Succes!